Dacă ar face cineva curat și pe trotuarul ăsta, să toaleteze un pic copăcii ăștia din dreapta, ia uite ce aici. Opa! Ce facem aici, domn primar? Mai stăm și noi cu ochii pe natură pe aici? Salutare, domnilor, și bine ați venit la un nou episod! După cum vedeți, sunt pe drumuri. Am plecat la Vadu. Am plecat la 11 fără 10, fără 5 de acasă. Deja sunt la intersecția din Năvodare, ați văzut aici, Năvodare în stânga. Fac dreapta spre Corbu, după aia Vadu. Încet pe aici, că facem bubă. Aici e, uite acum intru pe ea, pista de la Petromidia, am mai filmat eu pe ea. Bă, e bine, au făcut și drumul ăsta. Și acum merg pe pistă până la... cum să-i zic? Uite ce frumos și chiar e o pistă reușită, că am mai fost pe ea. Să revin la oile noastre. Am plecat la Vadu. Bine, puteam să fac chestia asta și mai aproape de casă, dar ideea a fost să mai văd și eu Vadu, n-am mai fost de un an și ceva. Și vremea asta de toamnă, 27. Da, 27 septembrie, chiar e cald și frumos. Și am plecat la Vadu să fac păpică iară. Aici trebuie să ai grijă. Ăștia. Fac niște hamburgeri la tigaie frumos așa, evident la spirtieră. Ați ghicit. La ce altceva? Hai ca să nu o lungesc, ne vedem direct în acțiune, să vedem dacă iese și ce iese și cum iese. Până atunci nu uitați să dați like. Băi, cred că se lucrează și la podul ăsta, în sfârșit de ani de zile era varză. Varză, ăsta e podul care merge la Corbu, evident, și la Vadă și toate satele acolo. Da. În sfârșit se asfaltează și aici. Poate face și trotuarul. I-am dat repede că e cu semaforul acolo. După cum v-ați dat seama, domnilor, sunt în Corbu. Pedala merge, treaba merge, dau înainte. Ăștia tot drum rău aici. Au. Ce crăpături pe aici. Că chiar mă bătea gândul zilele astea, luna asta de fapt. M-am tot frământat. Vreau să-mi vând bicicleta, de fapt o am la vânzare pe OLX și pe grupuri de astea pe Facebook. Și vreau să-mi iau altă bicicletă. Mă gândeam să-mi iau un full suspension. Dar na, eu sunt mai pretențios sau nu vreau chiar orice tigaie. Și aș vrea unul cu cadru integral din carbon. Am găsit 9000 de lei, 10000. Dar momentan mai aștept să vând bicicleta mea, că nu am toți banii necesari acum. Uite, doamnă, pe cal. Întoarce caprele. Ce să faci, bă, nene? Trebuie să trăiești. Bună ziua! Aveți brânză? Da. Păi și unde le ții aici toată ziua aici? Hai că poate când mă întorc, dacă poate facem treabă. Cam într-o oră și ceva, așa. Băi, dar m-am gândit, dacă intru aici în pădurice asta, pădurice asta e la intrare în Vadu, după cum se vede. Că dacă mă duc pe plajă, sigur o să bată vântul și o să-mi stingă spirtiera aia. O să mă bag pe aici pe undeva, nu știu, acuie, oricum nu fac mizerie, nu tai lemne, că eu sunt cu spirtiere goale și nici foc la pădure nu o să dau. Și nici nu cred că stau prea mult, mai mult de 30-40 de minute. Mă duc să cumpăr o bere, ca să am și o bere la masă și mă întorc pe aici pe undeva. Nu mai mă duc pe plaja, pe alea.
Da, am ajuns în Vadu. Sunt la un magazin aici. Hai cu bere. Se trăiește, unchiule. Merge capra, merge. Încet și în patru picioare. Lasă că e bine. Bă, să căutăm un loc ușor acum. Uite, îmi place aici. Și cred că o să fac dreapta aici, uite. În gangul ăsta aici. Nu vine nimeni din spate, din față nici atât. Măcar să dau cu bunghiu. Mamă, ce iarbă mare. Bă, cred că aici mă opresc. Nu mă vede nimeni, nu. Nu e nicio șansă. Mașina trece și se duce. Nu se uită în dreapta sau în stânga să mă vadă pe mine.
like, noroc, sănătate, să fiți fericiți și voi. Să ne uiți atat. Cea mai bună. Super. Da, mă, se iau niște brânză de la femeia asta. Va veni rândul la păscut azi, eh? Va veni rândul la păscut? Cam tot timpul vine rândul. A, păi dar soțul unde? Lucrează. A, lucrează. Da, da, da. Săptămâna pleca. Da, da, da. Hai să-l las asta aici. Pune de 50 de lei, că, ca să nu mai schimbăm, să mai nu știu ce. Brânză dulce, care aveam azi, acum te-o scot din astea mei dulcească, nu-i, ai mai puțin chiar. Am brânză sărată, de care... Puțin sărată o să fie. Sărată? Da. Ia să o luăm mai de la fund, că... Sau... Aveți cântar, da? Nu, n-am cântar. Oh, păi să fiți pregătit aici, că mai vine omul, mai... Nu prea vine omul în partea ta, vine în partea cealaltă. A, unde o duceți? La oraș sau? Acasă, am și casa, acasă. Aici am în Vadu? Da, da. Aha. De aia. Da, da, da. E bine, să ai un cântar aici, țineți că... Mai trece unul, mai trece, mai sunt turiști care, uite... Da, mai... păi nu prea, nu prea. Nu prea. Nu prea treabă turiști. Da, da, da. Eu iau că la oraș și numai de-aia nașpa nimeresc. Cred că ajunge, nu? Cam așa. Da, are un kil. Da, da. Nu, are. Că uite, când mai vin, poate mai vin cu băieții cu bicicleta. Da, și n-am nici, mamă. Și n-ai deloc bani? Ai zis că ai 50 de lei, nu? 50 de lei am. Așa, bine, bine. Da, da, da. Hai afară. Bine, spor la bani. Sănătate. Mulțumesc. Gata. Brânză direct de la producător.